Și tot ce am avut acolo. Acum le-am adus aici, la locuința mea. Oamenilor, ne-am lăsat încălțăminte afară. Deci eu am fost bucătar în armată, deci vă spun, bucătar, deci vă dau, da, făceam la unitate mâncare. Sunt un om care îmi place foarte mult să citesc. Vezi? Acum ce pot să zic eu? Acum deocamdată eu mă mulțumesc cu asta, că dacă sunt de mulțumit, atunci Dumnezeu mi-a și darul ăsta. Și nu-i vorba, dar e moale, haide de că te pui cu spatele pe ea. Haide, nu vreau să... Deci, eu spun, e foarte bună pătura. E moare și te ține la spate, îți ține cald la spate aici. Păi nu, că știți ce o să fac aici? Deci, o să-mi iau bucată din asta de ceva, ca să pot să te bagi aici încălțat. Deci, dacă nu îndrăzniți să vă băgați încolo, deci o să-mi iau o bucată din asta și asta intrați încălțat aici. Și atunci când este o scutură afară. Bine. Deci, mă înțelegeți? Bine. Ca să nu vei... Că, păi nu, că aveți curat aici. Păi nu, împrești ceva, deci să bag aici, adică nu cumva, ăla imediat îl scutur. Și oamenii sunt mai descalți, așa, ce, dar vine cineva, Laurențiu, deci tu ai făcut aici curățenie impecabil. Deci arată foarte frumos la tine aici în rulotă. Și din respect pentru tine. Deci uitați aici cum le pun. Așa le-ai aranjate? Deci uitați-vă cum le aranjez eu, cum le pun aranjate. Să vedeți cum le aranjez. Să aprinde lumina de aici. Deci cum am eu... Să aprinde lumina. Da? Cum am eu spiritul ăsta al meu de a lucra. Deci ăsta e spiritul meu de a lucra oriunde aș fi. Deci eu dacă nu văd așa ceva, deci eu nu mă sunt bine. Și așa le-ai aranjate? Peste tot. Deci care erau acolo în... Deci care erau acolo în sac, exact așa le vedeți aranjate. Deci le-am pus toate pe... Aici sunt prosoapele, aici sunt cămășile, aici sunt tricourile, aici sunt... Deci fiecare pusă... Deci aici îți pus pantaloni, aici izmenele. Deci ca să știu deci unde mă duc la fiecare sertar cu fiecare... Laurențiu? La mine în dulap nu este așa ceva, crede-mă. Georgiana, la mine nu este așa. Au și Sorin, că dacă ar avea o femeie și ar fi așa, ori de care... Cum este aici? N-ai cum. Aș... Deci la tine în dulap e ca în dulapul meu. La mine este vraiște în dulap. Acum asta e situația. Deci, așa văd eu lucrurile și așa le fac eu. Deci cum ați văzut acolo, cum am avut acolo și cum ați văzut totul ordonat acolo și pus toate. Deci eu întotdeauna stau și mă gândesc, bă, cum trebuie să fac aici, trebuie să fac așa, asta trebuie să o pun aici, asta trebuie să o fac așa, asta. Deci totul eu mă gândesc cum să le pot să le aranjez. De exemplu aici. Aici pun, de exemplu, aici mă gândesc cum să pun. Aici pun șosetele, deci aici sertarul șosetelor. Aici sertarul păturilor. Aici, deci, a fiecare sertar cu fiecare... Auzi, Sorin, toate chefurile la vară aici trebuie cu tine. Venim, mâncăm. Deci aici ți-ai aranjat așa de frumos? Ce frumos le-ai aranjate. Da. Deci, Laurențiu, îți dau cuvântul meu de onoare și cred că asta vor simți și cei care te-au ajutat. Chiar nu regretăm că te-am ajutat, sincer. Acum ce pot să vă spun eu? Asta este vederea mea și asta e plăcerea mea. Pentru că am o plăcere pentru ca să pot să fac așa. Stai să vă arătăm și patul. Da, vorba Georgianei. Eu am intrat de sculț, deci atât de curat este la Laurențiu aici în rulotă, încât am intrat de sculț. El m-a rugat să intru încălțat, dar este prea curat ca să intru încălțat. Ia uitați cum și-a aranjat patul. Cât de frumos și l-a aranjat. Ia uitați. Deci este un om, nu că curat, foarte curat. Ia uitați, patul aranjat. În armată știți cum făceam? Deci când aranjam patul în armată, sărea banul de pe el. Deci când dădeai banul, când dădeai cu banul în pat și nu sărea banul de acolo, înseamnă că nu era patul făcut bine. Deci te-ai învățat din armată să faci așa? Deci în armată te punea să-l întinzi, să-l faci în așa fel încât să sară, deci să sară patul din să sară banul din pat. Uite, Laurențiu, am postat materialul cu rulota și au fost comentarii de la anumiți oameni prin care spuneau: "Domne, nu o să țină curățenie, o să fie mizerie acolo." Dar uite că nu prea e așa. No, deci asta este specialitatea casei mele, cum s-ar spune. Deci asta e ceva... Și ai făcut și pe aici? Ceva personal al meu, da, și aici. De exemplu, uitați lingurile cum le-am pus aici. Le-am pus aici farfuriile. Deci uitați aici castroanele cum le-am pus. Uitați aici cănile, fiecare în sertarul lor, aici deci pus în dispozitiv. Aici le-am pus, aici în asta sticla cu ulei, aici ce am eu, așa. Deci toate le-am pus. Le-am frumos. Le-am pus toate la, de exemplu, farfurile, le bag aici în dispozitiv, aici bag castroane, aici bag câini. Deci peste tot eu am totul pus la punct, așa cum mă intuiește mie mintea ca să pot să mă gândesc, văd că asta s-ar putea să pune aici, asta, deci cana se poate pune aici și acum mă gândesc la fiecare cum ar fi să pot să le fac.
Atât de frumos. Ai pus și aici ceva? Am pus și aceea, da. De exemplu, aici am pus o sticlă cu suc, am pus ăsta purul pentru spălatul vaselor, aici astea sunt niște prosoape pentru bucătărie, ca pentru bucătărie. Aici sunt niște prăjituri care le-am pus din aici jos. Deci cât de ordonat ești. Uite și aici te-ai aranjat frumos totul. Da, acolo le-am pus eu. Vezi, începând de acum, ai încărcătul la telefon, gata. Da, și da. O să mai căutăm noi o variantă să vedem dacă găsim. Poate ne ajută un abonat al canalului nostru. Sunt televizoare micuțe care cred că s-ar putea pune la astfel de prize. Poate găsim să-ți aducem un mic televizor. Da, păi da, dacă ar putea să-mi pun o priză, adică undeva să-mi lege o... Să găsim o variantă. Da, o variantă, da. Să pot să leg o priză. Uitați aici, de exemplu, aici are un aparat de radio. Da, acum, de exemplu, aparatul ăsta de radio e legat la astea, la difuzoarele astea. Exact. Dar eu nu pot să-mi dau seama că aparatul ăsta merge, că am încercat să-l folosesc. Dar aici, la butoanele astea, am încercat să apăs aici și să-i dau drumul. O să vedem noi și aducem deci pe cineva aici. Deci m-am uitat la difuzoare, da? Și mi-am dat seama că undeva, deci ăsta, aparatul ăsta de aici, e legat la difuzoarele astea de aici. Am înțeles. Dar numai că probabil că nu pot să-mi dau seama. Mergem la o tensiune mai mare sau nu pot să-mi dau seama care e motivul de a nu pornește. Nu, găsim o variantă și aici fără nicio problemă. Oricât eu acum un aparat de radio am ca să pot să, da? Să pot să ascult. Să și la baie? Ai făcut ceva? Și la baie aici, uitați aici, stați așa ca să... Ți-ai adus lighean? Ai lumină, frumos! Aici, le-am aranjat acolo, aici am pentru bărbierit, le-am pus și acolo toate? Le-am pus acolo pentru bărbierit și oricât mai am un pic așa de lucrat la ele, să-mi pun săpunuri aceea, să-mi pun șampon, ce mai am aceea, deci aici mi-am pus... Da, ți-ai pus tot ce trebuie, unghiere, tot ce trebuie. Da. Deci asta e... E baia care mi-a gătut. Aici mi-am pus dușul, aici sus mi l-am aranjat. Mi l-am pus acolo. Ți-ai pus apă acolo în bazin afară? Nu mi-am pus apă în bazin acolo, pentru că ce se întâmplă deocamdată, n-am apucat ca să spăl vase sau... Am înțeles. Deci n-am apucat să fac treaba asta, dar oricât cât depinde așa, mi-am făcut așa un pic de... Deci de-ai avut nevoie. Da, aici am avut eu nevoie aceea. Păi văd că ai spălat aici, frumos, ai șters frumos. Da. De exemplu, m-am bărbierit aceea, mi-am făcut așa, m-am aranjat și după aceea mi l-am aranjat așa. Laurențiu, cum e aici în rulotă? E mai bine aici sau afară? Păi eu ce să vă spun, aici ai condiții, ai undeva, ai posibilitate ca să poți să-ți aranjezi hainele, să poți să-ți le pui toate fiecare la locul lor. Acolo cum le aveam eu, le aveam în saște, le aveam și acolo puse tot așa undeva, încercam să mi le pun așa ca să pot să știu, aici am tricouri, aici am, dar aici vă dați seama că aici zbul măi, aici știu, bă, de aici mi-au tricou, de aici mi-au cămașa, de aici mi-au prosopul, de aici mi-au, deci bă, fiecare sertară l-am în parte ca să pot să mi le iau la... Când am nevoie de fiecare lucru în parte. Da, de fiecare lucru în parte, da. Uite, ți-a dus Georgiana două cărți să le citești. Da. Că știu că ți-e place să citești. Oricât îi mulțumesc. Uite, le arăt oamenilor. Mi-a lăsat încălțăminte afară. Repet, atât de curățenie este aici, în rulota lui Laurențiu. Pentru cei care credeați că nu va ține curățenie, dragilor, v-ați înșelat amarnic. Da, nu, în privința asta trebuie să vină. Deci dacă cineva are o îndoială sau are ceva acum un pic în minte, deci eu chiar îl rog să vină aici și dacă nu linge sare de aici, deci să lingă sare de aici și să nu-i pare rău, deci să spună mie cum mă spune. Deci, bă, uite, Laurențiu. Sunt foarte mai dacă în privința asta. Mă uitam aici că ai aranjat inclusiv aici, unde poți să mănânci. Da. Da. Uite, ți-a aranjat frumos mâncarea, tot. Da, în frigider ai băgat ceva încă sau încă n-ai băgat nimic? Trebuie să l-am. În frigider l-am băgat pentru că deocamdată nu merge frigiderul. Da, trebuie să-l facem. Când o fi să meargă, atunci le bag acolo. De exemplu, alimentele perisabile care venim cu Sorin, venim cu stosa de scule, e aici Sorin. Și venim când... Păi acum, numai când dacă se pricepe cineva ca să poată să vadă acolo la aia, probabil că la diuza aia undeva, unde e fundată cumva, mă gândesc. Și la asta, la calorifer. Păi la calorifer am văzut că a mers, o să vedem ce s-a întâmplat, dar îl facem să meargă fără nicio problemă, îl facem să fie bine. Oricât, aragazul deocamdată am încălzit apa aici, merge. Aragazul merge? Da, aragazul merge. Ia, auzi, nu ți iau niște paste când cauza, poate în weekend, niște paste și fierbi și cu brânză, paste cu brânză, nu mănânci? Nu, paste făinoasă nu. Nu mănânci paste făinoasă nu. De ce nu mănânci paste? Orez? Nu, paste făinoasă nu. Dar ce mănânci? Că Georgiana vrea să mai gătească, să-ți aducă.
orice. De exemplu, puteți să-mi aduceți ciorbă de orice fel, puteți să-mi aduceți, dacă vă rămâne, vă aduceți la un zătar, să vă rămână... Doamne, sau dacă vă rămâne, la, dacă vă rămâne, nu, stați puțin, dacă mazăre, vă rămâne... Mazăre, mănâncă, dar în afară de paste făinoasă. Deci paste făinoasă nu mănânc. Dar orez cu lapte? Orez cu lapte și orez brun. Dacă puteți să luați, nu orez alb, orez brun. Pentru că vă spun, orez brun... Stați puțin. Deci trebuie să mă înțelegeți. Eu am un pic de cultură și am citit multe... Păi de asta zic, eu am citit multe cărți de sănătate. Deci vă spun, am citit zeci de cărți de sănătate. Și eu știu, de exemplu, dacă eu nu cunoșteam și nu știam cum trebuie să mă întrețin aici, deci eu nu puteam să rezist. Dar orezul brun față de la ceare, cum, de ce? Pentru că orezul alb, ia, deci undeva îi duce, cum să spun eu, exact ca la grâu. Rămâne numai inimul ăla din mijloc. Ei, proteina și enzimele esența cea mai bună rămâne în afară. Deci tot ce se face rămâne numai mijlocul și esența aia o dă afară. Cum să zice, tărâța. No, bun. Tărâța. Orezul brun cu lapte e bun? Orezul brun, da, cu lapte e bun. Nu, da, orezul brun cu lapte. Bun, mă, găsești dacă... Păi da, orezul brun cu lapte, de ce ăla puteți să mi-l aduceți, dar sunt anumite alimente... Ești mai cu bărul rezalt, crede-mă, mi-ai schimbat. Iară niște burtane de castraveți. Nu, murături, nu. Deci murături nu. Dar lasă-ți rătoase, să știi. Deci eu vă spun, murăturile, oțetul și astea... Nu alea... oțet, murăturile sale, murăturile de iarnă. Murăturile nu sunt bune, pentru că ce se întâmplă? Alea, în primul rând, afectează dantura. Deci, în primul rând, eu vă spun, murăturile care au auzit aici, care da, auzit un burcan aici, îl dădui la cineva care e mai sănătos ca mine. Eu am probleme cu sănătatea datorită unor împrejurări. Dar, în primul rând, afectează dantura. Deci dantura, eu vă spun, taică-miu, deci tatăl meu, a făcut o experiență cu un inel de aur. Deci era poleit cu aur și l-a băgat în oțet. Și gândiți-vă că, ținând în oțet, s-a adus aurul ăla poleit și a rămas în final și s-a oxidat. Murăturile asortate acolo se pune oțet. Doar apă și țare. Oricând murăturile le evit. Mai mănânc. Deci nu pot să spun că sunt chiar atât, dar o gogonea, măi... Deci dacă aș face treaba asta, dacă Dumnezeu să mă bată. Dar mai mănânc, de exemplu, dar nu prea multe murături, pentru că am fost acum... Uite, compot, poți să faci tu aici compot. Cald, așa bun. Nici compot nu mănânc, pentru că are zahăr mult în el. Dar tu ce mănânci, Laurențiu? Ce mănânci? Păi eu ce să pot să vă spun eu? Mănânc, de exemplu, cârnați, șuncă, varză, cartof, mazăre, fasole verde. Deci sunt alimente care pot să ajute la sănătatea organismului. Dar, de exemplu, cum să vă spun eu? De exemplu, orezul. Vă spuse orez brun. Orezul brun îl mănânc cu lapte. Laptele e bun. Năut. Năutul, linte. Iară năutul, lintea e bună, ăsta, cum să vă spun eu, iară... Fasole uscată, iar la fel, deci fasolea uscată iar e bună, dar sunt multe alimente care nu sunt, de exemplu, zahărul, mă ferez eu. Zahărul, ce să vă spun eu? Deci zahărul, eu îl mănânc, dar una e când e copt în cuptor și una e când e fiert. Deci are altfel de efect asupra organismului. Deci când îl bagi la o prăjitură, de mereu refer la un chiec, la bine, un cozonac. Nu, știu cum să bag. Eu făceam prăjituri acasă la mama mea. Deci eu făceam prăjiturile, gândiți-vă că eu făceam prăjiturile, îi spuneam mămica, zic, tu doar ata pui aceea, eu le mestecam, eu le făceam, numai doar ea, le băgam în cuptor și se uita la ele. Deci eu făceam prăjiturile, aveam o plăcere să la prăjituri. Laurențiu, hai că deja mă faci de râs, eu sunt praf la bucătărie. Da, la prăjituri vă spun, deci mă ocupam acasă, dacă ar fi mama mea să fie sănătoasă. Slănină? Slănină mănânc. Deci slănină cu ceapă, slănină cu ceapă, cu usturoi mănânc. Mănânci și prăjituri, da. Dar mai ales făcute de casă. Deci, auzi ce le mama. Deci nu, dar vă spun. Deci eu vă spun, deci prăjituri făcute de casă, în mod deosebit, făcute care făcute de casă, au mănânc fără un cozonac făcut de casă, un chef făcut de casă sau o prăjitură făcută de casă. Pentru că acolo nu se bagă multe arome, nu se bagă multe euri, nu se bagă multe substanții astea care sunt dăunătoare organismului. Am înțeles. Deci nu știu să faci prăjituri. Păi eu știu să fac prăjituri, da. Și ce știi să mai gătești? Păi, de exemplu, știu să... Stai, Georgiana, stai puțin, că ce știi să mai gătești? Păi, ce pot să vă spun eu acum? Gătesc, de exemplu, gătesc și fasole, gătesc și cartofi, dar știți ce se întâmplă? N-am talentul ăsta.
Deci asta eu spun, e un talent care omul trebuie să-l aibă născut. Eu nu sunt făcut pentru așa ceva, cunosc ca teorie. Și ce pot să zic eu, pot să și gătesc, am și gătit, că eu am fost bucătar în armată. Deci eu am fost bucătar în armată, deci vă spun, bucătar, deci vă dați, da, făceam la unitate mâncare. Și gândiți-vă că acolo era dacă a venit plutonierul meu și când s-a uitat acolo, zice, băi, Laurențiu, zice, la tine n-am ce să găsesc. Deci a venit cu scopul de a-mi face rău, pentru că era, acum îmi pare rău că vorbesc anumite lucruri și nu spun numele, era cineva din Vâlcea care undeva încerca ca să ajungă el bucătar. Și undeva încerca să facă pe plutonier să mă dea pe mine afară. Și plutonierul, găsând un motiv, ce, ia să văd eu pe ăsta cum are pe aceea brăutul. Păi când a venit plutonierul și când a văzut acolo și... Bă, Laurențiu, de ce n-am ce să... Toate, Laurențiu, dar face casa aici. Deci, vă spun, deci a ieșit afară și n-a avut ce să... Deci nici plutonierul în armată nu ți-a făcut nimic. Deci, pur și simplu n-a avut ce să facă. Deci când s-a uitat la toate alea și când a văzut cum e aranjat acolo, totul spălat, totul pus la punct, totul era pus pe sertare, zice, domnule, ce n-am ce să... Am o curiozitate. Și gata, a plecat și n-a putut să facă nimica. Văd că ești și pe aici. Aștept și pe aici, văd. Păi ce pot să zic eu, aceea cred că probabil că undeva... Ai făcut curățenie și pe aici, tot văd. Da. Nu, ai șters praful, ai șters tot. Da. Cât timp ți-a luat să faci tot ce aici? Păi oricât îți ia ce pot să zic eu acum, de exemplu, undeva și astăzi mă ocupai de așa ceva, în mod deosebit, dar astăzi mă ocupai, chiar și el m-a ocupat de treaba asta. Și chiar, da, câte puțin, pentru că ce se întâmplă? Nu poți dintr-o dată. Adică undeva trebuie să ai în vedere ca să poți să fii undeva și concentrat asupra lucrului. Era făcut și pe exteriorul. Da. Și pe exterior, da, de exemplu, am avut în vedere... Hai să ne arăți ce ai făcut și pe exterior. Chiar vreau să le arăt la oameni câtă curățenie ai făcut și pe exterior. După tine, Laurențiu, trebuie să mă încalți. Oricât, pentru cărțile astea, îi mulțumesc lui Georgiana și oamenii să știe treaba asta, pentru că sunt un om care îmi place foarte mult să citesc. Vezi că în cartea asta, mă găsești și pe mine cu niște poezii. Ca să știi. Da, păi oricât, acum mulțumesc pentru... Și asta, uite, asta e cu... Uite. Da, și oricât, mie place mult să citesc și din cauza asta am... oricât, când eram copil, nu aveam plăcerea de a citi. Dar după aceea am găsit, nu spun ce carte am găsit, să vă spun ce carte am găsit, Biblia. Deci Biblia, am găsit o prima carte, deci prima carte în viața mea, care mi-a dat, cum s-ar zice, avântul spre cărți. Deci Biblia a fost prima carte care mi-a dat avântul spre cărți. E, când am început să citesc Biblia și când am început să cunosc unele, na, de acolo mi s-a deschis mie apetitul ca să pot să citesc. E, de atunci, când am și încă tot nu sunt sănătos, că dacă aș avea mintea întreagă, deci eu vă spun, nici nu vreau să mă gândesc, deci aș putea să am o minte să citesc noaptea, deci când eu noaptea vă spun doar puțin. Deci noaptea mă culc foarte puțin. Uite, se închide acolo dulapul, care a rămas deschis. Mă culc foarte puțin noaptea. Deci noaptea eu dorm, cum să vă spun, mă culc la 10 și mă scol la 5 sau la 4. Și eu, de exemplu, în timpul ăsta, ori citesc, ori am plăcere să citesc ceva, ori dacă nu, dacă mă simt că sunt un pic așa mai obosit, atunci ascult la aparat. Și deci eu mă documentez chiar și din aparat. Deci din reportajele care se fac în aparat și din tot ce se spune acolo, deci eu mă documentez. Mintea mea undeva le acaparează. Dar undeva, ce pot să zic eu, am fost dezavantajat de Dumnezeu. Deci Dumnezeu m-a dezavantajat prin faptul că nu mi-a dat posibilitatea ca să pot să am o minte mai... Laurențiu, am avut ambiție multă. Dumnezeu te-a ajutat, că uite, ne-a adus pe noi lângă tine, fără să ne știm. Prin intermediul nostru te-au cunoscut și alți oameni care ți-au pus la dispoziție această casă. Până la urmă este casa ta. Oricât, eu le-am mulțumit și le mulțumesc acum. Deci dânsi dacă văd pe reportajul ăsta care îl faceți noastră, oricât, eu le mulțumesc din toată inima și Dumnezeu să le dea fericire și bucurie în familie și să-i ajute și să-i ducă pe drumul cel bun. Hai să ne arăți ce ai făcut și afară. Da, vă arăt. După tine, Laurențiu, după tine. Da, vă arăt și aici, dar de exemplu dacă fac gărdușul ăsta aici în afară, dacă ar fi să-l fac, eu atunci mi-aș asigura, deci oricât mi-aș asigura, deci să fac așa și aici
Nu, Laurențiu, aici a fost să-ți faci până în pom și să-ți faci aici un fel de... Veni noi în weekend și te ajutăm. Nu neapărat chiar până în pot să fac, pot să fac și până în pot, dar... Da, aici merge, pot să fac până în pot, dar de exemplu, eu nu pot ca să mă bag prea mult, pentru că nu știu care al cui terenul. Eu nu pot să-mi dau seama al cui terenul și primarul trebuie să știe treaba asta. Că, de exemplu, dacă nu, eu fac numai aici, cât este să nu bage vita cornul, știți, ca să pot să facă mie rău acolo. Deci atâta numai în jurul ăsta și în spate acolo cât este. Dar nu mă bag ca să pot să ocup drumul sau să fac... Dar văd că ai făcut curățenie și pe aceea. Da. Că erau aici în spate niște pietre, niște... Da, am făcut curățenie, deci am luat de aici pietrele, au făcut aici la ziua teiului, cum era, cum se făcea astă vară, am făcut aici și am luat pietrele de aici, am luat pietrele de acolo, au fost niște puși pe aici, le-am dat foc, am făcut focul acolo, partea aia și le-am dat foc la toate și oricât în jurul ăsta mi-am făcut curățenie, cât este lângă casa ta. Lângă locuința mea, că ce pot să zic acum? Acum presupun că e locuința mea. Păi nu că presupui, e 100% locuința ta. Da, și oamenii care ți-au adus rulota, ai văzut ce au spus, că poți să-i suni oricând, ți-au și lăsat telefonul. Da. Da? Nu mi-au lăsat telefonul. Ba nu, m-au sunat, dar nu l-am scris eu. Deci nu... A, ți-au sunat oamenii? M-au sunat, dar nu l-am trecut acolo în agenda și nu știu dintre atâtea numere, nu știu care e. Ducem noi din nou telefonul ca să-l ai, da. Pentru că oamenii o să te mai sune, da. Și au zis că dacă mai ai nevoie de ceva, o să te mai ajute, să știi. Da, acum ce pot să zic eu? Acum deocamdată eu mă mulțumesc cu asta, dacă sunt de mulțumit, atunci Dumnezeu mi-a și darul ăsta. Ce frumos ai spus. Și ce spune? Dacă omul nu se mulțumește cu ce are, Dumnezeu ia și darul ăla care îl are. Dar așa, dacă omul se mulțumește cu ce are, zice că Dumnezeu poate ca să facă ceva și mai mult. Hai să mergem la patul cel vechi, eu sunt curios ce ai făcut acolo. Și acum aici asta e... Aici ai panoul solar? Da? Aici ai panoul solar unde îl pun eu aceea ca să încarce. Și apoi nu vă spun, seara aici, cât aseară nu vă spun. Deci a stat aici în pat. Am avut... Dar tu că vin atât, nici nu știi când vin. Nici nu știi când vin. Poate să vin, poate să nu vin. Acum eu am plăcerea ca să veniți. Dacă veniți așa, am chiar toată plăcerea să veniți. Deci azi noapte, am stat aici seara la 7-8. Deci mi-a pus aparatul de radio acolo pe chiar aici. Pe ăsta, pe... Deci mi-a pus... Da, deci am aici. Mi-a pus aparatul aici pe ăsta, acolo, pe suportul ăla acolo. Stăteam în pat și ascultam și aveam alune lângă mine. Și mi-a făcut roze niște vin. Și stăteam acolo, făceam un șpriț de vin, mai beam, mai puneam pe spate, mai luam câte o lună și ascultam muzică. Mă simțeam bine, cum s-ar spune. Deci asta era ca să mă simt eu bine. Știți cum este? Deci mie îmi place ca să pot să văd omul să simtă bine. Adică undeva să nu apară ură, divergență, să apară gelozie, să apară că, bă, tu faci cu tare sau tu nu știu ce. Deci nu, mie place să fie voie bună. Adică, bă, dacă acum ne simțim bine, hai să ne simțim bine. Da, a fost bine aseară așa în pat. Deci aseară m-am simțit bine acolo, cum am simțit eu în felul meu, pentru că dacă ar fi ca să fie omul așa cum era odată, aș mai prefera ca să mă stau cu, poate chiar cu două persoane. Să stau în compania lor și să vorbim, să ascultăm muzică, să bem un pahar, un șpriț de vin, dar de multe ori, nu știu, am dubii în privința asta, pentru că omul să poate ca să aibă prejudecăți, să poate ca să nască multe lucruri. Nu te mai gândi. Noi venim. Păi atunci dacă veniți aici chiar, am plăcerea ca să veniți aici și stăm, dar să bem un pahar de vin, așa, să închinăm un pahar de vin și să bem un pahar de vin. Azi zicem noi alunile și dai tu vin. Păi n-am de unde vine, că dacă aș avea vin, atunci aș da eu vinul, așa. Și vinul și alunile. E mai bine aici decât acolo. Păi acum ce? Oricât s-am promis. Deci s-am promis din prima... Deci fii atent, s-am promis din prima noapte. Că mă culc aici în pat și m-a culcat prima noapte în pat. Păi te-a sunat Georgiana la 11 noaptea să te verifice. M-a sunat la 11 noaptea. Da, și i-am spus, zic, uite, zic, dorm în pat aici așa și zic, e foarte bine. Mai de te-am trebuit cu camera să știu camera. Laurențiu, ți-am promis că venim astăzi, am venit astăzi și o să venim mai des la tine de acum acolo, pentru că ești un om care merită să fie ajutat. Sincer, da. Nu mă așteptam să găsim asemenea curățenie aici. Deci nu. Chiar nu. Că oricât eu vă spun, deci în privința asta, îmi place și curățenia, îmi place și voia bună, adică îmi place să și stăm la un pahar de ceva, să ne bucurăm, să avem o masă, o cutare. Dar îți place și curățenia. Dar îmi place și curățenia. Deci după ce se termină toată anturajul ăla, cum îl facem noi acolo, un pahar, un cutare,
Păi după aia, a doua zi, a treia zi, păi acolo mă ocup eu, apoi acolo pe mine să lăsați. Că apoi eu, dacă nu vă place ce, ce fac eu, atunci să ziceți cum... Ce zic oamenii din sat? Că am înțeles că ai coborât pe la ei prin sat. Ce au zis? Păi eu ce să vă spun eu, când am coborât eu prin sat, acolo am luat-o pe scurtătură și m-am băgat acolo unde m-am băgat. N-am prea avut ocazia așa ca să am posibilitate ca să mă întâlnesc mult cu oamenii. Deci n-am avut posibilitatea asta pentru că, na, în fine, este drumul așa fel încât am ieșit într-o uliță și doar am trecut drumul și m-am băgat acolo la persoana aia unde am luat radio, Ligianu, ostensile de bărberit unde m-am bărberit și tot ce am avut acolo. Acum le-am adus aici la locuința mea. Ce frumos sună, la locuința mea. Hai să vedem mai e acolo, la vechea ta locuință, să zicem așa. Laurențiu, stai să spun ceva. Tu ești câștigat acum. Când e răcoare frumos, stai aici. Când e căldură, stai acolo. Păi oricât acum, de exemplu, și ce se întâmplă și vara. Eu deci vă spun și privința asta. Vara când e căldură puternică, să știți că aici sunt foarte mulți în țară. Și atunci stai înăuntru, normal. Deci, hai să mergem acolo. Aici e vara, deci am avut foarte mari probleme cu țânțarii, chiar dacă era căldură. Era frumos aici, dar să nu fie o țânțar. De exemplu, atunci trebuia să stai cu pătura sau cu ceașaful în cap și te sufocai acolo sub ceașaf sau sub pătură. Vă dă mai după cum e vara de cald, mai stai și cu ceașaful sau cu pătura în cap, păi acolo simți că te sufoci. Și nu mai vorbesc acum. Deci mă spui și treaba asta. Gândiți-vă să sufli... Și după aia să inhalezi aburul înapoi, deci vă dați seama ce este. Deci una când se duce în aer, se duce în atmosferă și una când îl inhalezi sub ăla, sub pătură și îl trage iar înapoi. Și atunci mintea, gândiți-vă că dimineața mintea e tulburată, deci nu mai este limpede. Dar ce făcuți? Puteți folia? Păi acum puse folia pentru că anunțară la aparat, vă zic anunțară că zice că ar ploua. Acum nu știu dacă plouă, dar zice că ar ploua și atunci eu mi-l aranjez. De exemplu, eu când este vreme, când văd că e vânt sau e vreme, păi nu vă spun, de exemplu, când era vânt, deci vă spun când era vânt, puneam cataroi din ăsta, de exemplu, cum îl vedeți voastră pe ăsta, sau cum îl vedeți pe ăsta, sau cum îl vedeți pe ăla al mare de acolo, așa. Deci ăla îl puneam pe marginile astea ca să nu mi le ia vântul de aici. Deci vă dați seama cu câtă putere sufla aici. Când trecea, deci când sufla vântul aici, când dădea în nailoane, ziceai că te suflă cu totul și de cu tine pe aici, mare. Deci vă dați seama cât era, oricât era greu. Acum nu știu acolo mă gândesc că oricât e băgat sub pom și nu, mă gândesc acolo că... Nu, acolo n-ai treabă cuvântul. Acolo n-ai treabă cuvântul, pentru că e băgat undeva sub pădure. Și când e băgat sub pădure, undeva avantajează. Dar aici, vă dau că venea de aici cum venea și se băga exact aici, în folia asta. Și atunci eu acum, de exemplu, când auzi la aparat că ar fi ceva vânt, deci eu mi-l aranjai, mi-l puseai aici cu bolovani, mi-l puseai ca să pot să mi-l aranjai în așa fel încât să nu mi-l sufle vântul, să nu mi-l... Da, văd că ai luat o parte din pături de pe el. Da, am luat o parte din pături, le-am pus acolo așa la... Le-am aranjat pe pat acolo, le-am băgat una acolo în sertarul de acolo de sus, ca să, na, în caz că este frig, să apelez la ea. Și încă mai am una, și mai groasă, deci am o pătură groasă, pentru că m-am documentat pentru, adică m-am aranjat pentru situația asta. Și atunci o iau și pe aia, dar mă gândesc că acum nu avea nevoie de atâtea, că oricât până acum am avut pilota care mi-a adus persoana care mi-a adus mie rulota. Rulota, da. Și mi-a adus pilota aia și oricât e călduroasă, deci eu vă spun, noaptea... Ce și oricum, cât de fric să fie tu, te poți încălzi? Acum, da, cât e perioada asta, dar mă gândesc la minus 20 de grade, nu cumva... Ai eu caloriferul să merg pe butelia. Și butelia, mă gândesc că nu cumva îngheață la minus 20 de grade. Nu îngheață. Și în orice caz, vezi când ți se va termina butelia... Dai un telefon. Dai un telefon? Să o încărcăm. Da. Dar, ai telefonul nostru, ne poți suna oricând, te poți baza pe noi. Deci, Laurențiu, da. Îți place rulota. Acum, te gospodări frumos tot? Oricât la iarnă doar te uiți pe geam și te gândești la amintirile de anul trecut, că nu mai sunt aici. Acum trebuie să căutăm o doamnă să o aducem, nu? Ei, dacă ar apărea... N-ar fi rău. Acum ce pot să zic eu? Mă este și treaba asta, că acum nu. În orice caz, cu tine cine ar vrea, ar putea să facă o casă frumoasă, da. Pentru că ești un om ordonat, curat, da. Și îți repet încă o dată, nu mă gândeam să găsesc asemenea curățenie în rulotă și nu îmi pare rău că am făcut primul material cu tine și nu îmi pare rău că s-au găsit oameni care să te ajute. Sincer, chiar meriți. Da, pentru că ce se întâmplă? Am situația asta, că am avut situația care am avut-o, am moștenit, deci eu vă spun, educația asta și curățenia am moștenit-o de la
De la mama mea. Vezi? Într-un fel te-au ajutat deci și părinții cu ceva. Mama mea, deci cum a fost ea, așa cum a fost rea, că v-am spus acolo la reportaj. Nu mai contează. Dar, nu mai contează. În privința asta, deci în privința curățeniei, era foarte, foarte curată femeie. Deci când venea săptămâna, spunea, băi Laurențule, băi Adela, uite, vă puneți, vă schimbați, vă faceți baie. Deci nu face orice părinte așa ceva. Da. Deci eu vă spun, deci era foarte curată în privința asta. Și nu vă spun, deci spăla aproape, ce să mai vorbim, nu săptămânal, la 3-4 zile ea spăla. Și vă dați seama, manual spăla. Deci manual spăla, deci toate astea le-am învățat de la ea. Da. Le cunosc multe lucruri de la ea, pentru că neavând o educație specifică, n-ai cum, pentru că copilul se formează când e copil, când e mic. Deci gândiți-vă la treaba asta, că când ești copil și nu ești format atunci, când ești mare, crești cu ideile tale, cu ce îți dă părintele de acasă, dar când ai un părinte care îți spune, bă, uite, e bine să faci asta, uite, e bine să faci asta, uite, e bine să faci asta, am avut oricât o educație aleasă. Hai. Acum, dacă alții mă invidiază sau sunt geloși, deci vreau să spun și treaba asta, dacă au gelozie pe mine din cauza asta, am avut posibilitatea asta ca să am o educație aleasă. Da. Deci am avut o educație, nu ca aleasă, foarte aleasă. Deci am avut o educație foarte aleasă. Am avut niște părinți care au fost, bine, prea peste măsură de rigizi în unele privințe, dar dacă undeva părintele ar vorbi, că vă spun acum și în astea, Maria Dragomiroiu spunea într-un cântec acolo, zice, copilul, zice, să nu-l bați să-l omori, dar zice, nici să nu-l lași să-și facă de capul lui. Adică undeva să-i spui, băi tată, băi mamă, uite, nu-i bine să faci cu lucrul ăla, uite ăla dacă îl faci e rău, dar nu să te pui cu bătaia pe el să-l omori, da. Pentru că atunci copilul devine irascibil, devine recalcitrant. Deci asta am auzit la cântecul lui Maria Dragomiroiu. Și vă spun că deci asta am luat un sfat foarte bun din cântecul ei, când a spus treaba asta. Deci copilul e bine ca să-i dea un sfat, să nu-l lași să facă totul de capul lui, pentru că dacă face totul de capul lui, nu-i bine. O să iasă un copil, nu pot să spun, că eu, vedeți în lumea asta câte se întâmplă. Dar dacă copilul e învățat de mic și are un sfat bun, nu trebuie să-l bați, nu trebuie să-i dai cu parul în cap, dar să-i spui frumos atunci când e copil. Ai 7 ani de acasă. Că așa e vorba asta, zice, bă, omul ăsta ce are, 7 ani de acasă. Deci atunci, în primii ani, atunci se formează caracterul. 14, Laurențiu, nu 7. Ce pot de fac? Acum, eu vă spun, să iei cum stau lucrurile. Acum, dacă oamenii, poate sunt mulți care nu le place felul meu de a vorbi, sau caracterul meu, sau, cum să spun eu, vederile mele, atunci eu nu pot să mulțumesc pe nimeni. Spunea cineva acolo, ce, băi, Laurențiu, tu niciodată nu poți să mulțumesc pe toată lumea, zicea. N-ai cum să mulțumesc toată lumea. Zice, tu fă așa cum crezi tu că e bine. Deci așa cum vezi tu lucrurile. Fă-le așa cum știi tu. Că toată lumea n-ai cum să o mulțumești. Și atunci am zis, bă, zic, în final așa o să fac. Nu mă interesează că un om e gelos pe mine sau invidios sau cu tare. Nu mă interesează treaba asta. Dacă e gelos sau invidios, treaba lui. Dar eu spun lucrurile cum stau așa, cum le văd eu lucrurile. Dacă sunt bune, e bine să iau un sfat. Dacă sunt rele, să nu ia sfatul. Corect. Dar eu spun că oricât sfaturi bune. Laurențiu, ne vedem sâmbătă. Venim sâmbătă Domnul, din nou la tine. Domnul să ne ajute să fim sănătoși și să ne întâlnim cu bine. Acum am urcat special să-ți aducem acel cablu de telefon, că ți l-am promis, da. Mai ales să nu stai cu telefonul desărcat. Și vom veni din nou sâmbătă, uite, și cu Sorin, să facem acea puțină și treabă. Și de acum nu trebuie să mai cobori în sat să încarci telefonul. Păi nu mai cobori. Acum. Boier. Acum, sâmbătă, venim, ne bagi o muzică la radio, ascultăm muzică aici. Poate, păi dar nu, că eu fără muzică, dacă nu stăm aici la un pahar, ești prins sau la o bere, frate. Fără stăm. Muzică, nu mă simt bine. Eu am șofer, Georgiana conduce, da, avem șofer. Da, suc bei? Am suc aici, deci dacă are aveți, și sucul, nu văzut. Eu am văzut că ai suc, dar să mai vine cu altfel de suc. Nu, că am sucul aici și eu nu prea beau suc și eu atunci și vine să aduceți dumneavoastră bere și eu vă dau suc. Gata. Așa face. Aduceți bere. Deci am o sticlă de suc acolo care mi-a adus-o oamenii și aceea, deci sticla de suc. Aici vă dau o țin pentru musafir. Și atunci dumneavoastră dacă doriți, eu vin aduce... cu suc. Exact. Gata, Laurențiu. Mulțumim. Bravo. Bine, la felicitări. Sănătate. La revedere și ne vedem sâmbătă. Să dea Domnul.